Când traversa strada pe trecerea de pietoni, pe Nae Caranfir se numește în București, aproape când se termine strada, a lovit-o cineva. Mașina avea viteză mare, că altfel dacă era cât de cât aproape de viteza legală, nu era lovitura la cap atât de puternică. Astfel încât de la cea tată și până la ieșirea din spital, fata mea a ieșit. Stare vegetativă, de fapt, cu câteva mișcări așa e, spontane. Și mi-a mai urmărea și pe mine și pe soră sa, în mod special pe noi două, deschidea ochișorii și mi-a mai urmărea scurt, așa, cu privirea. Acum am progresat puțin în Germania, ce-i drept, am înțeles că când doare puțin, ce drept. Piciorul drept și mișcă și mâna dreaptă, mai puțin mai controlată decât spontan cum făcea aici în România. Aici le mișca mai mult în încordare. Era foarte, foarte cordată, transpira, nu? Tot timpul era într-o agitație aici în spitalul ăsta. Dar acolo nu înțeles că se simte ceva mai bine. Din punctul ăsta de vedere și e relaxată. Însă recuperarea va fi de durată. Mai are încă lichid la creier. După cum veți citi și noastră pe blog, a avut la câteva zile de la internare și de la accident, avea de fapt un edem. Edemul ăsta lichid adunat în mod special. Patra dată, dar și stânga în ambele părți și în câteva zile nu se retrăgea, din potrivă s-a inflamat și repede a intervenit și am înțeles, e a doua oară când se întâmplă în acel spital de urgență Floreasca, când neurochirurgul curant i-a creat două volete, adică două bucăți din graniu ca să nu se umfle și să nu crape creierul.